Primăria Comunei Giroc anunță că a dat startul lucrărilor la noul parc din zona Bulevardului Aviației. Acest colț de natură se transformă într-un parc de distracție și aventură, gândit special pentru copiii cu vârstă de peste 5 ani. În noul parc veți găsi parcursul acrobatului, un traseu cu grad mediu de dificultate ce se adresează celor cu vârstă cuprinsă între 10 și 16 ani. Parcursul micului acrobat, un parcurs cu un grad de dificultate redus, ce se adresează copiilor cu vârstă cuprinsă între 5 și 10 ani. Parcursul începătorului este modalitatea perfectă prin care copiii își pot testa și perfecționa abilitățile motrice și de echilibru, dezvoltând puterea și încrederea în sine. Plasa cățărătorului este o invitație la competiție și distracție între prieteni, o demonstrație de rapiditate, forță și echilibru. De asemenea, veți mai găsi hamace, o tiroliană și o mobilă cu topogane. Valoarea investiției de la bugetul local este de 107.000 lei, iar termenul estimativ de finalizare a lucrării este de 10 zile.